Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vedeți coincidență. În Republica Fantastică România, cred că s-a înființat, fără să știm noi, ceva minister de organizare a coincidențelor sau ceva de genul ăsta. Pentru că unul dintre membrii comitetului care ar trebui să supravegheze piața jocurilor de noroc din țara noastră a raportat pentru anul 2020 câștiguri de aproape 34.000 de euro din pariuri sportive. Mai zi odată. Și, da, deci există un comitet care supraveghează, jocurile de noroc. Da, și dânsul a câștigat la jocuri de noroc în 2020, e trebuie să raporteze, fiind pe o funcție plătită de stat. Deci sub supravegherea lui a câștigat 34.000 de euro. Noi nu știm că, adică presupun că n-a jucat când era la birou. Poate că și-a luat liber. Da, n-am zis asta. Pauza de masă. Am zis doar că era supravegheat. E parte din job că trebuie să testeze. Dacă supraveghezi o piață, trebuie să participi la practic piață, nu că nu adică poți. De aceea înțeleg că membrii Federației Române de Fotbal sau a ligii profesioniste trebuie sau să fotbaliștii fi jucat fotbal. Joacă la pariuri sportive la fotbal. Nu? Nu? Am rugat. Aia n-au voie. Dar de ce n-au voie ăia? Pentru și a nu vicia rezultatele, pentru a nu fi tentat să facă blaturi. Spre deosebire, aici nu există tentația asta. Ăsta vede cum funcționează lucrurile. Dacă dau aia rez la casă, dacă... Merge. Dacă dau aia rez a văzut, deci, în 2020 a văzut dacă au dat rez la casă de 34.000 de euro. Ea merge în bine. 2021, domnul de la supravegherea pariurilor a câștigat 41.000 de euro din pariuri. În 2022, același domn, plătit de statul român să supravegheze domeniul jocurilor de noroc, a câștigat din jocurile de noroc 40.000 de euro. Astea sunt... A spus el că a câștigat banii ăștia? Sunt raportate la anii. Sunt în declarația de avere. Alea sunt casări, nu-s câștiguri. În casări, da. Păi, practic, când încasezi, nu câștigi, da. Deci când e să ai noroc în viață, ai. Practic. Nu poți să te opui. Dom'le, treceam pe stradă, am văzut niște păcănele. Eu, fiind la supravegherea păcănelelor, m-am gândit, ia să verific, dar cum merg astea? Ce le supraveghez? Hați câștig. Și-a băgat niște bani și a întrebat-o, și da, aici, dacă apăs pe butonul ăsta și îmi dă niște linii de-astea cu fructe, ăștia-s bani, uite, ce curios, domn, ia uite, cireașe, cireașe, cireașe. Da. Bar, bar, bar. Da. Mecanic? Ananas, 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 ia. Bun. Deci domnul Raul Petrescu, așa îl cheamă, domnul este norocos multiplu. Adică nu doar că a avut noroc să pupe slujba la stat tip sinecură, ci și câștigă suplimentar din domeniul de care se ocupă. E pasionat până la capăt, știi? Practic oricine, adică ești instalator la Radet. Nu mai faci și tu un ciubuc când pleci. O supraveghere? Da, faci o supraveghere la instalația... Cine te sună? Domnul acesta, Raul Petrescu, despre care scrie revista Press Hub, publicația Press Hub, a fost numit de premierul Florin Câțu în această funcție, membru în Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. ONJN. Apropo, l-am văzut aseară pe domnul Câțu, paranteză, era într-o declarație la un post de televiziune, era foarte nemulțumit de PSD. A zis că PSD la guvernare este un dezastru și... Că mă mir că mai trăiește domnul Câțu. Cum, așteptam să... Cum e domnul Câțu să fie nemulțumit că PSD e la guvernare? Cine i-a băgat peste de la... Bun, mă scuzați, revenim. Potrivit ordonanței de urgență din 2009, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, Comitetul de Supraveghere aprobă echipamentele dedicate pentru organizarea acestor jocuri, emite licențe pentru firmele care organizează jocuri de noroc, aprobă regulamentele pentru tombole și alte extrageri de acest tip. Deci eu acum am început să înțeleg de ce e așa invazie de case de pariuri în România. Păi dacă membrii comitetului care supraveghează activitatea acestora iau bani, adică încasări, cum zice domnul Luca, de la casele de pariuri, e clar că nu mai au timp să vadă ce se întâmplă în jur. Deci ei n-au timp să vadă că sunt multe, pentru că intră într-una și se opresc acolo, consumă mult timp în câte o sală de păcăne, nu văd că sunt mai multe. Eu cred că totuși, adică 30.000 de euro... Adică nu pot imagina că, Doamne ferește, domnul Raul Petrescu ar fi primit cumva șpagă. Nu există așa ceva. Cum să fi primit cumva șpagă de la vreuna din firmele astea de pariuri? Nu există. Clar a fost vorba doar de noroc. Nici nu se pune problema. Noroc de încasat câte 40.000 de euro pe an, 3 ani la rând din pariuri. În fiecare an, an de an, 3 ani. Numai eu, ia... Mai eu simt cât de tare pute afacerea asta? A? Nu știu. Mie mi se pare că pute, dar poate mă înșel eu, că nu știu, eu nici nu mă pricep.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.